Bine v-am găsit, dragi prieteni, este ora 8 și tradițional vă dăm întâlnire aici la Agro TV Moldova. Pornind de la inocență, naivitate, vehemență, iluzii și romantism, prin muncă asiduă și luptă continuă, cu credință și dragoste față de adevăr, de viață, de neam, de oameni, de patrie și natură, cu gânduri spre urmași, spre viitor. Mereu curajos, exigent, corect și decent, rătăcind prin semenii mei 1937-2007, am ajuns la stăpânire de sine, raționament, pragmatism și smerenie față de proveniență. Învingător sau învins, am rămas în esență. Dumitru Holban. Invitatul nostru este Dumitru Holban, un om enciclopedie, un patriot și un dascăl al înțelepciunii. Specialist în domeniul medicinii veterinare, inventator, Dumitru Holban s-a născut în satul Băcioi, județul Lăpușna, într-o familie numeroasă de agricultori, Maxim și Alexandra Holban. Alături de absolvenții de la Academia din Lviv, Dumitru Holban a fost unul din fondatorii Facultății de Medicină Veterinară din Republica Moldova. În perioada anilor 1990-1994 a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, participând la semnarea Declarației de Independență a Republicii Moldova. În cadrul activității parlamentare, Dumitru Holban a participat în cadrul adunării internaționale parlamentare de la Stockholm și Strasburg. Este autorul a 22 de brevete de invenție și patente în Republica Moldova, Rusia și Ucraina. O latură ascunsă rămâne dragostea pentru poezie. Prin ale sale versuri îl cunoaștem și noi. Pentru început, vreau să vă felicit cu Ziua Independenței. Mulțumesc frumos! Ce ați simțit dumneavoastră atunci când ați semnat actul de independență al țării noastre? Am simțit că mi-am îndeplinit o datorie. Nu-i nimic mai scump decât independența. Și în viața personală, și în viața publică. Am simțit că noi avem șansa să devenim independenți, să devenim oameni adevărați, cetățeni ai Republicii Moldova. Ce înseamnă pentru dumneavoastră 25 de ani de independență? Asta e viața unei generații. Înseamnă mult. Pentru că au fost, nu se poate cu un singur cuvânt, au fost diferite etape. Inițial au fost mari speranțe, entuziasm. Chiar m-am investit foarte mult pentru a realiza ceva. Pe urmă a fost mai puțin, tot mai puțin. În definitiv, o dezamăgire totală. Ați regretat vreodată că ceea ce ați preconizat atunci, deputații din primul parlament, nu realizează acum? Evident că regretăm că nu se realizează, dar să nu credeți că suntem disperați. Cât mai putem merge, cât mai putem activa, încă sperăm. Sperăm că totuși să va reveni la normalitate. Dar totuși, cum apreciați schimbările care au avut loc în această perioadă de 25 de ani în Republica Moldova? Nu s-a întâmplat ceea ce noi am așteptat. De atâta suntem dezamăgiți. A venit un profesor din Anglia în Parlamentul Republicii Moldova și eu l-am întrebat
domnule profesor, dacă ar fi colhozurile astea în Anglia, ce ați face dumneavoastră? Le-ați distruge sau le-ați păstra? Și el mi-a răspuns, not to destroy, to improve. Spus că englezii nimic nu distrug, dar tot îmbunătățesc. Și a spus, voi ați amăgit oamenii timp de mult timp. Ei sunt, nu mai cred în nimic. Acum dați-le voi să facă ei ce vor ei. Și o să vedeți la ce o să ieșiți. Din păcate, nu s-a permis oamenilor să facă ceea ce ei ar fi putut face. S-a implicat alți factori externi, inclusiv, și am ajuns acolo unde suntem acum. Suntem totuși o țară independentă în tot sensul cuvântului? Dar nici într-un sens. Niciun om, niciun individ nu poate să simtă independent dacă nu are niciun bănuț în buzunar. Devii independent atunci când ești sigur pe ziua de mâine. Dacă țara e furată și e furată de, nu de cineva, dar aceia care trebuie să păzească ca să nu se fure, atunci ce fel de independență, despre care independență putem noi vorbi? Nu știu de cine suntem independenți. Dar cum apreciați noastre schimbările în domeniul științei agrare? Păi, știința merge la fel cum merg lucrurile în țară. Nu poate să fie ca știința. Din păcate, știința agrară are mari, să zicem așa, carențe în ceea ce... Pentru că nu, știința agrară din Republică, din păcate, n-a stat în farvarterul evenimentelor din agricultură. Știința trebuia, de acolo trebuie să nască toate mișcările progresiste, să nască în universități. De atâta universitățile trebuie să fie independente, libere și acolo gândirea trebuie să fie liberă și acolo să nască toate ideile. În toate țările, toate mișcările de renaștere și așa mai departe s-au născut în universități. Și la noi, tot în universități, universitatea de stat a participat foarte mult la renașterea națională. Universitatea de medicină, politehnică, nu universitatea agrară în care eu lucrez acolo, mai puțin. Mai puțin, din păcate. Așa este, așa a fost. Dar cum vi se par studenții din ziua de astăzi? Studenții întotdeauna sunt la fel. Ei, desigur că ei sunt influențați de mediu, de viața din Republică. Eu am o relație, aș zice, normală. Mie îmi place să lucrez cu studenții. Eu nu-i țin la distanță. Eu îi chem la masa mea și discut cu dânșii la ei. Pas egal, picior egal. Și, dar nu poți să faci mult succes în educație dacă de jur împrejur îi văd altă realitate. Da, și din păcate este ceea ce este. Vreau, poate ar trebui să menționez că eu am fost un profesor toată viața care niciodată nu și-a permis să bage mâna în buzunarul studenților. Chiar când sunt examene sau încolo, îi spun, bă, dacă vreți niște flori, uitați-vă, câmpul, adică mie îmi plac florile de câmp, acolo costă scump ce trebuie, voi n-aveți bani, voi sunteți studenți, voi. Așa, și zic, lucrul ăsta e apreciat de studenți, pentru că mai greșesc unii. La vârsta de 70 de ani ați primit în dar o carte. Este o tradiție? Este o tradiție la Universitatea Agrară. Când profesorii de referință împlinesc vârsta de 70 de ani, se editează o carte. Și așa, cartea a fost editată și când am plinit eu 70 de ani. Ce semnifică aici, această carte? Iată aici, e scris așa omul, labor omne vincit improbus. Munca învinge toate impedimentele. Dacă nu te simți bine, lucrează.
și să simți bine. Dacă nu ai ceva, nu-ți ajunge, lucrează. Este și o expresie engleză. Learn to work and to wait. Învață-te să lucrezi și să aștepți. Și atunci toate o să vină. Da. Și asta, motoul ăsta mie mi-a plăcut foarte mult. Munca învinge toate impedimentele. Cine are diferite probleme, să înceapă a lucra. Și atunci, cu încetul, în primul rând, nu ți-i urât. Chiar este, sunt niște cuvinte ale lui Voltaire, din cartea Candida. Am citit-o când eram încă la colegiu. Și acolo, el a spus așa, Voltaire, că munca izgonește din noi plictiseala, sărăcia și nevoie sau așa ceva. Și fiecare trebuie să-și facă grădina vieții lui, să muncească. Dacă omul muncește, atunci n-a să plictisească, n-o să fie sărac și n-o să facă și toate viciile, și toate viciile, trei lucruri. Deci munca, aici e spus așa, asta e o zicală latină, veche, învinge toate impedimentele. Dar Voltaire a spus așa, că plictiseala, sărăcia și viciile din om. Cine muncește nu o să aibă vicii, nu o să fie sărac și nu o să plictisească. Ați putea să ne citiți câteva rânduri din această carte? Citesc ultimul, cu ce am terminat. Adică pot să citesc multe, pentru că aici, ia ca să vă arăt dascălii mei. Asta este Maria Vasilievna Kazakov de la Moscova. Aici eu cu băiatul meu, Tiberiu, la Ialta. Și cu Maria Vasilievna Kazakov. Da, și ăsta este Grozman, Moisei Mendelici, cu soția lui, Fructman, Ela Ronovna. Ei au plecat în Israel, nu mai sunt în viață nici Maria Vasilina, ăștia mă... Grozman mi-a scris o binecuvântare care eu o țin perete la lucru. Mi-a scris o binecuvântare când am împlinit vârsta de 50 sau 60 de ani, așa ceva. Și eu am pus-o perete și o țin până în prezent perete. În viață, toată viața e pe două lucruri, pe blestem și binecuvântare. Să te ferească Dumnezeu să fii om blestemat. Dar nu așa, poate să te blesteme oricine. Cade pe dânsul dacă nu e... Da, dacă e adevărat blestemul, atunci... Și binecuvântarea. Ia ca oamenii trebuie să înțeleagă. E foarte simplu în viață. Să nu faci nimic ca să aibă cineva temei, să te blesteme. Și să faci tot ce ca să te binecuvânteze. Și dacă o să te binecuvânteze, păi să trăiești liniștit cu muncind și bucurând. Acum am spus să mai citesc ceva, eu am terminat cu așa cuvinte. Da, mi-a scris aici un student ceva. Ia că ceva ce zicea tata meu. Să fugi de faptă rea creștine, ascultă Domnului cuvânt și făptuiește numai bine din leagăn până la mormânt. Și mai spunea el așa. Doresc să-mi văd satul colț de rai, iar căsuța mea cuib de trai. Și el așa a făcut când s-a întors de acolo. Era cea mai aranjată gospodărie. A făcut un colț de rai în jurul casei. Aici un nepot de meu a scris o poezie, unde iarăși în limba franceză, dacă vreți să o citiți în limba franceză, el acum e student la Lyon, în Franța. Și el a scris când era în clasa a patra. Și tot lucru și lucru în toate. Adică este o tradiție în familie. Că... Dar aici un student de-a meu mi-a scris: un om rătăcitor își caută adăpost pe timp de ploaie și de vânt, un om flămând de pâine ar vrea să facă rost în primul rând și poate tot ce am căutat mereu a fost doar un cuvânt. Cel l-am găsit mereu la dumneavoastră, vă mulțumesc din suflet și mă închin, dorindu-vă mulți ani, o viață luminoasă, trăită în pace, sub un cer senin. Dar aici aș vrea, v-am spus cu ce am terminat,
eu am terminat, nu citesc cuvintele, dar pur și simplu iarăși cu o zicală în limba latină. Fece quod potui, faciant meliora potentis. Am făcut ce am putut. Cei care puteți mai mult, faceți mai mult. Cine a fost tatăl dumneavoastră? Vedeți, tata a fost un agricultor și iubea cartea. S-au căsătorit în 30, au primit de la părinți câte 5 hectare de pământ, au avut 10 împreună. Loc de casă și din 30 până în 40 au mai cumpărat 10 hectare de pământ, au construit casă și au făcut 5 copii. Și tata a terminat școala de gospodar, de fermier. Aș zice că e foarte mult pentru un om simplu. S-a căsătorit la 20 de ani și în 40 avea 30 de ani. Și în 40 la noi, de fapt, s-a început urgiile. Invazia sovietică, deportări, represii, execuții, război. Eu am amintiri din 40. Eu am stat o noapte la geam și am văzut cum ardea Chișinău. Și mi se spunea că a ars Chișinău, i-a fost dat foc în 41. Ardea cu, așa se vedea, lumină mare, cum arde și toată lumea vorbea, arde Chișinău, am dat foc la Chișinău. Toate clădirile cele mai importante au fost dinamitate și explodate. Și listele oamenilor au fost strânși și împușcați. Și după ce a intrat armata română, s-au găsit unde, că erau, încă nu erau alterați. Și au venit oamenii din satele de pe împrejur acolo și s-au cunoscut. Și era Chișinău plin cu căruțe și cu care, cu morți și cu boci de cât ținea Chișinău. Asta s-a început copilăria. De la asta eu țin minte. Da, asta a fost. Mai departe, război ca război. De acum știți ce a urmat. Această pasiune pentru agricultură a pornit de la tatăl dumneavoastră, de la părinți? Nu, știți că mie tare îmi plăcea carte și eu am vrut să fiu jurist. Nimeni nu m-a inițiat, nu mi-a spus nimic, dar eu după biografie, eu aveam biografie perioada sovietică nesănătoasă. Pentru că era bunei deportați, tata represat în gulag și eu eram peste tot locul, nu mă primeau nici în Comsomol, îmi spuneau că acolo mi-e locul unde tata, așa îmi spuneau în față, copil de 14 ani, 15 ani, de asta. Așa era, cineva poate să nu creadă, nu știu oamenii. Asta era realitatea. Da. Și mi s-a spus că la juridic așa oameni nu se primesc. Și atunci eu am plecat inițial la un colegiu de comerț în Chișinău. Așa. Am învățat vreo 3 luni, dar nu avem nimic ce mânca. Dacă v-aș spune cum trăiam și undeva în luna decembrie, a venit odată mama la mine acolo și a intrat și am început, erau niște colegi care de acum au făcut armata, 7 ani, făcut armată. Și ei au spus, a, de femeie, la băiatul ăsta, că învață bine, dar n-are nimic și mânca. Ei aveau niște saci cu pismeți. Erau de pe la Râvnița, de făcusă, din Transnistrie. Erau oameni. Ei, și m-am îmbolnăvit și am plecat. Și a doilea an am stat, m-am tratat, o istorie întreagă. Și a doilea an m-am dus la Cricov, la colegiul veterinar, că am auzit că este cantină. Acolo nu era cantină. Și am reușit din nou la examen. Și așa am ajuns în medicina veterinară. Vreau să studiez. Am absolvit colegiul, am intrat în 5% și am plecat la Lvov. La Lvov câți ani ați fost? 5 ani. 5 ani.
era un profesor calmâc. Și el zicea așa, Lvov, starejší, krasivější, zapadnoevropejský, centr naučný, culturni și așa mai departe. Și eu am auzit la dâns și am zis că am să mă duc acolo. Ce amintiri vă leagă de acest oraș frumos? Cele mai frumoase. Pentru că eram tânăr și de acum s-a întors tata acasă. Dar nu l-au reabilitat imediat. L-au reabilitat în 74 sau 75 tocmai. Când s-a împlinit 25 de ani după ce a fost el a fost judecat în 50, în 75 l-au... Au chemat anchetatorul care, și pe dânsul, anchetatorul era un alcoolic, dar tata era un gospodar înfloritor cu, și-a făcut rai. S-a întors după 6 ani de acolo și-a făcut. Și întreabă, de ce? Păi ai semnat acolo că dacă se începe războiul cu Statele Unite, cu Anglia, ai avut lupți de partea Statelor Unite. De-l, păi el îmi spunea, dacă nu semnezi asta, te împușcă. Dacă semnezi asta, ai 25 de ani și mai ai șansă. Și atunci toți am semnat așa. Iată așa, așa se făcea justiție. Au judecat 30 de oameni într-o oră. Tribunalul Militar Odessa. Era pe strada București, eu știu unde. Țin minte și pe toți, că eram, mă rog, copil și memorizam. Mai țineți legătura cu colegii din Lvov? Eu am fost când am plinit 10 ani, 20 de ani și ultima dată eu am fost când am plinit 50 de ani. Acolo se fac la un nivel foarte înalt toate întâlnirile astea. Întotdeauna am fost primit bine și am aflat o noutate că au vrut universitatea de acolo să o mute în Dublin. Dubleană se numește, în afara orașului și locul acela cu 16 hectare de pământ, cu parc, cu tot. Cineva din businessman a potrivit locul acela. Și era, a fost hotărât de guvern și au făcut și a votat și Consiliul Științific că e de acord. I-au plătit, ăia locali. Dar s-a format un comitet care s-a apărut și s-a adresat la noi. Și eu am scris o scrisoare lui Ianucovici. În genere, eu în viață am scris scrisori. Eu am fost om cetățean și om public. Prima scrisoare am scris-o din Lvov, fiind student, am scris la Izvestia, că în Chișinău nu este stradă Eminescu. Și am semnat. Și am primit răspuns de la Chișinău, de la comitetul executiv, era Hudoba, așa nume, președintele comitetului executiv. Am primit răspuns la Lvov atunci. Eu scriam și am scris lui Ianucovici. Și am scris așa, la urmă am terminat, că tradiții seculare, de când este, au fost în componența Imperiului Habsburgic, Lemberg se numea, s-a format o bază tradițională și așa mai departe. Și tradițiile se creează parcursul a sute de ani. Și respectarea tradițiilor este un indice de cultură a unui popor, domnule președinte. Vă rugăm, luați atitudini și să știți că a luat atitudini și a schimbat o hotărâre de guvern. Și am primit răspuns ambasada Ucrainei mi-a adus. Am scris și lui Gorbaciov scrisoare. Gorbaciov i-am scris pentru colegul Vâșcu. L-au băgat în Nijni Taghil, în pușcărie. Știți că aici a fost un Smirnov la noi, la... Pe dânsul l-au dus la Moscova și l-au exterminat acolo, pentru că era un, nu mai țineți minte nimic, a fost un comitet central, membru al biroului politic. L-a băgat, un cunoscut de meu din Mândrești s-a împușcat, era președinte de colcos, s-a împușcat din cauza lui Smirnov. Nu cunoașteți istoriile astea, da. Și Vâșcu a fost băgat în pușcărie, așa, pe drept, da. Și eu am scris lui Gorbaciov o scrisoare din Parlament. Și am semnat, nu numai eu, dar am semnat toți oamenii influenți care au lucrat semneți și semnat tot. Inclusiv și Plugar a semnat. Era ministrul securității. Și am primit de la Vâșcu informații, am privință, că s-au pornit lucrurile și l-au eliberat. Adică eu am scris. Am
n-am făcut secret din poziția mea, din... Da, ultima a fost Ianucovici și Ianucovici cu asta a fugit din țară. Da. Cunoaștem că sunt mai multe facultăți fondate de către studenții absolvenți de la Lvov. Iar dumneavoastră ați fost unul din fondatorii Facultății de Medicină Veterinară. E adevărat? Corect. Noi, studenții moldoveni de la Lvov, am format o asociație. Care a fost? În cadrul asociației noi avem... Care a fost diferența noastră? Noi niciodată n-am pus interesul personal înainte interesului public. Și în cadrul asociației noastre, noi discutam interesul public al nostru. Republica noastră, ce se face la noi, ce se trebuie de făcut, de ce nu avem așa facultate? Nu avem facultate de medicină veterinară, nu avem facultate de comerț de, și așa mai departe. Toate lucrurile. Și acolo învățam la Lvov. Iată, venind de acolo, de la Lvov, eu am plecat într-o gospodărie să lucrez. Am lucrat în colhoz, medic veterinar. Și, dar, evident, fiind student, mă duceam unde a fost colegiul nostru, acolo s-a făcut o stațiune științifică, și mă duceam pe acolo și vedeam cum merg treburile. Intram pe acolo, veneam în vacanță și mă duceam să văd acolo. Și când am venit, am terminat, iar m-am prezentat. Zic, uite, eu am îndreptare, încutare. Du-te-vă într-o gospodărie, atunci se formau o porno pocazatelne hazeaise, așa se numeau. M-am dus într-o gospodărie acolo și am lucrat până când m-au invitat în institut. Institutul a venit colaborator inferior. Peste 2 ani am devenit colaborator superior. Peste 4 ani am susținut teza la Academie din Moscova. Pe urmă am invitat mulți colegi care de la noi, de acolo, și, în fine, mai departe am devenit șef de laborator. După șef de laborator am fost invitat la Universitatea Agrară pentru a deschide Facultatea de Medicină Veterinară. Eu n-am plecat nicăieri. Eu cum am plecat în gospodărie, am lucrat acolo până m-am invitat în Institutul Cercetări Științe, din Institutul Cercetări Științe, deși eu aveam alte... Vroiam să, totuși să nu greșesc, pentru că în cadrul medicinii veterinare eu trebuia să-mi găsesc loc care să-mi placă, pentru că un lucru este să faci un lucru care îți place. Și totul altceva, dacă lucrul îți aduce satisfacție, ești om fericit. Mie lucrul întotdeauna mi-a adus satisfacție. Eu am făcut lucru care mie mi-a plăcut. Și eu mi-am ales farmacologie. Maria Vasilina Kazakov, catedra, șef catedră era academicianul Mozgov. Am să vă spun niște lucruri, dar poate nu e modest. Maria Vasilina era doctor în știință. Atunci era candidat doctor în știință, dar nu-i dădeau profesor. Așa era acolo particularitățile Academiei. Și eu am fost singurul candidat pregătit de Maria Vasilina Kazakov împreună cu Grozman, mai simt, deci ăsta mi-era mie de aici, din Republică, de bază. Și ea, într-o discuție, i-a zis academicianului Mozgov, tu ai 28 de doctori, de candidați pregătiți, dar eu am unul și acela e numai jumătate. Dar jumătatea asta nu o dau pe tăi toți doi. Așa era situația. În fine, acolo eu am sânut, pe urmă am făcut a doua, după ce am trecut aici, am fondat facultă, că a luat multe. Apropo, lucrând în Râșcani, am avut ocazia să îl contactez pe Bodiu. O întâlnire cu electoratul. Și l-am întrebat, de ce nu este facultatea de medicină veterinară? Mi-a răspuns că nu sunt bani. Cum o să fie bani? Noi deschidem. Am mințit, desigur, ce fel de bani. Când au deschis-o, eu n-am avut nici masă și scaun să mă așez. N-a fost nimic. Am început de la zero. Da, și mai departe, facultatea a devenit în 20 de ani, facultatea era 125 de studenți la curs, adică erau vreo 600 și ceva la facultate, erau din vreo 20 de țări, din America Latină, din Azia, din Africa, studenți, și mergeau lucrurile timp de, eu am fost șef catedră 20 de ani, au crescut 5 profesori.
Am pregătit 8 doctori în medicină veterinară. Asta a fost... A mers, facultatea a mers, zic eu, bine, până în prezent. În prezent nu mai este. Da, pentru că sunt lucruri care nu aș vrea să le discut acum în cadrul... Atmosfera în Republică nu este sănătoasă. Eu lucram ca angajat. Acum trebuia să alegem decanul. Din momentul fundării facultății au fost 40 de ani, au trecut peste 40 și au fost 2 decani. Nu-i normal. Nu-i sănătos. Ultimul decan avea peste 20 de ani și când au anunțat că o să leagă decanul, eu m-am dus la dâns și i-am spus, retrage-te, eu nu te susțin. I-am spus direct. A venit indicații că numai decât el trebuie să fie ales. Și inclusiv catedra noastră, eu nu eram șef, eu eram ca profesor la catedră. Și a schimbat părerea și toate catedrele au înaintat pe decanul vechi. Și atunci m-am folosit de dreptul ca profesor și am înaintat altă candidatură. Nu se poate un om în 20 de ani, în 10 ani el se epuizează. E cunoscut cine are elemente de psihologie, știi, dacă ai ceva de realizat, vrei ceva pentru public, să faci ceva public, ai 4 ani este suficient, dacă nu, ai 8 ani dacă n-ai terminat. Așa se face și în președinții Statelor Unite și în peste tot locul. Și atunci eu am înaintat altă candidatură. A venit rectorul cu tot alaiul, s-au început discuțiile, au prezentat prima candidatură și au prezentat-o și pe mea. Și pe urmă spune cine vrea să vorbească. Nu vrea nimeni să vorbească. Eu am ieșit și am vorbit eu, dacă nu. A spus când a vorbit. Mi-a dat mai mult timp. Ce am vorbit eu? Nu știu ce... Dar eu, după ce s-a terminat discuțiile, am ieșit și am plecat. Și din urmă au ajuns și a spus, l-a votat pe candidatul tău. Și după asta ce a urmat? A urmat să lichidat facultatea și s-a lichidat catedra. Eu am fondat Comisia de Expertiză a Medicamentelor la Ministerul Agriculturii. 10 ani am lucrat președinte de comisie neremunerat și am ținut sub control. Dar n-am putut să organizez toate. Când a început, m-au scos din comisie. Acum când m-au readus din nou în comisie, și eu am început să pun întrebările așa cum trebuie. Sunt singurul licențiat în farmacologie și din anul 72 am atestat de colaborator superior în farmacologie din Uniunea Sovietică, din perioada aceea, profesor în farmacologie, cu produse care se produc și în Rusia și în Ucraina. Nu vor să asculte ceea ce este acum la noi în Republică, vor să se gândească. Eu, undeva, odată trebuie pornită discuția asta. Participați des la instruirea producătorilor agricole? Să vă spun, ultimul, iarna asta, am organizat, grație unii ONG, să zicem așa, o fundație din Bălți, se numește Colaborare Regională, cu o fundație din Elveția. Am făcut seminarii începând de la Ochnița, Briceni, Iedineț, până la Hâncești, în toate raioane. Și au schimbat nițel viziunile după aceste... Oamenii înțeleg, dar... Trebuie, schimbările trebuie să vie de sus. De sus sunt cu totul alte... Oamenii înțeleg asta. Dar ceea ce am făcut noi, sigur că, pentru că este mult de lucru. Este mult de lucru. Noi am făcut în fiecare raion, am făcut și niște chestionare, am documentat nivelul, situația și așa mai departe. Dacă o să fie nevoie, o să le prezentăm toate. Dar totuși, cum putem depăși crizele care predomină aproape în toate sectoarele?
i-aș sfătui pe actualii guvernanți să mediteze și să gândească ceva înainte. Și până când nu-i târziu, să pocăiască și să lasă lucrurile să margă așa cum trebuie, firesc. Să nu margă, că situația se agravează. Crima crește. Nu este oprită. Să se gândească bine și să retragă și să permită lucrurilor să meargă așa pe calea firească. Dacă e sistem democratic, înseamnă că trebuie să participe masele largi. Ce atmosferă a fost atunci în anul 1991 când a fost semnat acest act de independență? Noi atunci eram entuziasmați. Era o perioadă foarte grea. N-am avut eu nicio intenție să mă investesc în politică, pentru că eu găsisem locul în știință, mă simțeam foarte bine, confortabil, dar având o poziție civică, cetățenească, n-am putut să stau indiferent. Și atunci m-au înaintat la universitate ca candidat în deputați. Au mai fost încă 4 concurenți. 2 de la universitate și 2 din alte organizații. Un director de uzină și un jurist. Am făcut 26 de adunări, meeting-uri în circumscripția 19 de la Petricani și Poșta Veche. Mi-aduc aminte când aveam o adunare mare la și un domn, profesor, s-a sculat și m-a întrebat. A crezut că cu întrebarea asta pune punct la toate. Spune-mi, te rog, în 40 a fost ocupație sau eliberare? Am pus să răspundă el. Dați să vedem ce a urmat după introducerea armatei sovietice. Și dacă dumneavoastră considerați că așa se face eliberarea, dar ce a urmat? Represii, deportări, execuții, exproprieri și așa mai departe. Dacă considerați că asta era război adevărat, dacă considerați că asta e eliberare, înseamnă că cuvântul ăsta eliberare are altă semnificație. Alt sens, are altă... Da. Și am trecut din prima, eu n-am avut a doilea, adică 4 contracandidați n-au acumulat atâtea voturi cât am acumulat eu. Am trecut din, deși erau susținuți și de rectorat, și de comitetul de partid, și de comitetul executiv, raional de partid, și mai toate organizații susțineau, numai eu nu eram susținut din nimeni. Am trecut din prima. Când am venit în Parlament, nu cunoșteam oamenii de acolo, din Parlament. Erau veniți, erau 300 și ceva, erau diferiți. Acolo am început să ne cunoaștem. Eu n-am fost în membru al Frontului Popular. Eu am fost considerat ca simpatizant al Frontului Popular. Eu am mers pe, ca aparte. Bine, noi am declarat suveranitatea, tot mai multe drepturi și așa mai departe, eram entuziasmat, deși era foarte greu. Pentru că era Parlamentul înconjurat de oameni care cereau niște lucruri concrete și era OMON, era forțele Ministerului de Interne, au mai fost aduse și din Moscova, știți când au fost evenimentele la Ministerul de Interne și așa mai departe, au fost situații foarte grave. În fine, noi mergeam încet, încet, adoptam legi, elaboram proiecte și așa mai departe. Și în 91 vara am plecat Parlamentul în concediu. Și data de 19 s-a întâmplat puciul.
cum am aflat despre Puci, m-am dus la Parlament să văd care-i situația. Nu era Snegur, Snegur era plecat la odihnă, nu era Moșanu, era plecat, nu era nimic. Eu, primii printre care mi-am făcut mai cunoscuți, au fost profesorii la Universitatea de Medicină, pentru că eu sunt medicină veterinară, aceea e medicină umană. Noi întotdeauna avem tangență comun. Și acolo l-am întâlnit profesorul Prisăcaru, care îl cunoșteam. El a fost în Comitetul Central, responsabil de serviciu medical din Republică. Era foarte bine. Și l-am întrebat, care este situația, ce este? El mi-a spus așa. Snegurul la odihnă, e anunțat, dar nu poate veni cu elicopterul pentru că poate să-l doboare. Așa mi-a spus eu, asta spun ceea ce e. El vine cu mașina pe căi ocolitoare, ca să nu-l... Snegur a venit și eu cred că atunci el a fost la cel mai înalt nivel. A stat în Piața Mare a Adunării Naționale, a venit poporul masiv din jurul guvernului, în jurul televiziunii, radio. Eu am fost într-o celulă la poștă, împreună cu colegul tot din medicină, Guranta, regretatul profesor Guranta. Și era din Ministerul de Intern, eram o celulă acolo care aveam grijă. Ultima noapte, când au fost arestați găcăcești, ăștia puciști. Eu am stat acolo noaptea aceea. Reveniți, după asta noi ne-am simțit, am simțit că noi suntem stimați de Rusia, de ruși, pentru că legătura se ținea prin Moldova. Armenia, Moldova, nu știu cum se făcea. Și noi am fost pe poziție, am fost pe poziție sănătoasă și am rezistat. Și chiar ziceam că domnul președinte Snegur ne-a readus demnitatea care noi nu mai aveam prin acțiunile cele care au fost întreprinse atunci. Cu mare satisfacție am semnat declarația de independență. Nu toți au semnat-o. Mulți n-au semnat-o. Credeți că Republica Moldova are șanse să devină o țară prosperă? Un stat, un popor, e la fel cum este un organism integru. Dacă credeți că dintr-un organism uman puteți să tăieți o mână și să faceți un... vă greșiți. Noi suntem o parte, componentă a unui neam. Și nu trebuie de amăgit oamenii. Trebuie oamenii să înțeleagă că părticica asta ruptă din corp trebuie să-și revină la locul ei. Asta este normalitate. Nu să-și facă țară, fiecare, da, trebuie să judecăm așa normal cum este. Nu, Republica Moldova trebuie să revină la statusul care a existat până în anul 40. Parlamentul 90 și-a îndeplinit misiunea? El da. Pentru că a declarat independență, dar era încă multe de făcut, era numai... Când a fost mai ușor să promovezi o schimbare? Atunci sau acum? Noi atunci le-am promovat. Au fost schimbări colosale și de gândire și de... Acum nu se realizează, pentru că acum totul, absolut totul din ce există în formațiunea asta statală, totul e pus pentru ca să blocheze normalitatea. Totul e pus ca să blocheze normalitatea. Nu o să realizeze nimic, totul se realizează cu oameni. Și oamenii, ca să îi trebuie să fie motivați. Oamenii, ca să fie motivați, omul trebuie să știe că el e protejat. Când stat funcționează legea și el, dacă o să muncească, tot ce munca lui, să-i aparțină lui și el ar să fie protejat. Nu se poate. Dar la noi nu este nicio garanție. Oamenii pleacă. Și nu pot să convingi. Nu numai că pleacă oamenii care, dar pleacă ai mei. Și nu-i pot convinge. Pentru că nu văd. Să știți că așa am vorbit eu odată în Moscova, pe Piața Roșie. Încă în 89, primăvara,
cu niște cetățeni din România care erau însoțiți de niște reprezentanți la securitate. Și am vorbit și mă întrebau, nu te teme aici ce să vorbești, Piața Roșie? Și am zis că nu mă tem, pentru că spun niște adevăruri care... Și le-am spus atunci, inițiați schimbările. Cât mai devreme, cu atât e mai bine. Nu întârziați. Pentru că în toate țările mergeau schimbări. Numai în România nu mergeau. De ce nu se poate acum, dar s-a putut atunci? Autoritățile poate erau mai exigente, democrate. Cum se face acest lucru? Eu n-aș vrea să folosesc cuvinte tari. În genere, eu obișnuiesc să vorbesc despre oameni numai despre bine. Dacă nu pot să spun ceva de bine, eu nu vorbesc deloc. Sau vorbesc de bine, dacă nu vorbesc deloc, înseamnă că n-am ce spune de bine. Om înțelept care gândește înainte. Trebuie să gândească ce are să fie peste 5 ani, 10 ani, ce are să fie copiii lui, ce are să fie cu nepoții lui. Trecutul, ce loc ocupă în formarea dumneavoastră? M-ați întrebat un lucru. Nu poți să... Trecutul este necesar memoria. Memoria. Pentru că dacă n-ai memorie, înseamnă că n-ai nici viitor. Dacă o să vă duceți la Universitatea Agrară și să încercați să întrebați câte reforme agrare au avut loc în Basarabia, când și care au fost părțile pozitive, negative, nu o să vă răspund. Pe mine întotdeauna m-a interesat trecutul. Și fiind student la Lvov, nu vă imaginați că eu la vârsta de 19-20 de ani încă nu știam de Eminescu. Pentru că era interzis. Și când prima dată am văzut carte despre Eminescu, eu o noapte întreagă n-am dormit, am citit într-un. Nu credeam că așa frumusețe poate să existe și a fost ascuns. Așa era. Și noi căutam acolo, pentru că noi nu știam nimic. Nouă cine s-a spus, nouă, noi aceea știam. Și atunci acolo am avut ocazia să mă duc prin biblioteci, să găsesc enciclopedii, să cumpăr cărți care... Și am găsit cărți... Știți cât de greu era să găsești o carte care... Cu adevărat, iluminiștii francezi nu se editau. Eu când prima dată l-am găsit pe Montesquieu, și l-am cumpărat atunci, pentru mine a fost o revelație. Nu era, se ținea totul sub sunduc, sub ascuns. Ce rol a atribuit științei agrare în modernizarea sectorului agricol? Cel mai activ, pentru că toate ideile de modernizare a agriculturii trebuie să ia naștere în mediul universitar. Acolo trebuie să se discute întrebările astea și acolo trebuie să elaboreze diferite strategii și așa mai departe. Duceți-vă prin Republică și o să găsiți diferiți oameni de succes. Sunt oameni de succes care fac și o să vedeți că ei au plecat nu știu unde, în Italia, au văzut pe acolo și ei nici nu sunt specialiști. Sunt mari carențe în pregătirea cadrului în acest plan. Deci vedeți un potențial poate nevalorificat în această ramură? Este potențial, pentru că totuși sunt specialiștii care dau plecat majoritatea. Să știți că avem specialiști și în țările europene, și în Portugalia, și în Spania, și în Danemarca, și sunt plecați și în Statele Unite, sunt plecați și în Australia. Mi-a venit un absolvent de acolo, din Australia, nu de mult, este medic șef la un complex de porcini, cu succes acolo, îndeplinește toate funcțiunile și este satisfăcut de ceea ce a învățat la facultate, ce l-am învățat, a venit și mi-a adus și o carte, că asta e eu singurul cadou care poate să-mi fac, să-mi aduc o carte. Da. Profesia pe care ați ales-o a fost la îndemnul inimii sau așa a fost să fie? Așa a fost să fie, desigur, dar să știți că în cadrul profesiei eu am meditat mult până când mi-am ales domeniul. Și pentru că eu v-am spus de acum că am vrut să fiu jurist. Așa, eu știu de ce
Nu pot să-i explic de ce. Dar mi s-a spus că nu. Și atunci am mers unde am putut. Am reușit într-un loc, am reușit în altul. Când m-am pomenit cu medicina veterinară, atunci m-am gândit, da, sigur că tot lucrul, eu sunt din niște familie cu tradiții în domeniul creșterii animalelor. Eu am avut bunei de pe mamă care n-au tăiat măcar o găină. Și toate animalele aveau nume și erau așa cu, da, cai și vacile și tot era o atitudine, era ca membre a familiei animalele. Era îngrijit, asta a existat, tradiția asta și la noi acasă a fost, pentru că am avut animale, am avut vaci, am avut boi, am avut oi, am avut capre, am avut păsări diferite și așa mai departe, inițial, pentru că n-am mai avut nimic. Ce amintiri vă mai leagă de casa părintească? Casa părintească îi leagă, nu? Acolo, sigur că da. Toate, eu sunt dintr-o familie mare, noi am fost 10 copii și 4 au murit de boli care se bântuie în primii ani. La copii atunci nu erau vaccinuri, nu erau... 6 am ajuns la pensie. Acum suntem 5. Din 10 am rămas 5. În familie mare, să știți că e mai bine decât în familii mici. E foarte greu când e un singur copil în familie. Eu nici nu-mi imaginez cum poți să duci normal un singur copil. Trebuie ca copiii să învețe să aibă și ei grijă de cineva. Și atunci cei mai mari au grijă de ăștia mai mici să lucra. Să lucra de la cum începe aia merge, trebuie ceva să faci. Ăștia am boi când încă nu umblam la școală. La școală m-am dus la 6 ani. Înseamnă că la 4-5 ani mă lua la pescut boi, la discuță prin câmp. Imaginați-vă să vă... Așa era. Da, dar era sănătos. Era sănătos, da. Dumneavoastră câți copii aveți? Eu am avut 3 băieți. Unul tragic a murit și mi-a rămas 2 nepoți pe care i-am crescut. Și mai am băiatul mai mare, Tiberiu, el e șef catedră la medicină umană, profesor. Și el are 2 băieți și am un băiat la București, Victor, tot Dumitru îl cheamă. Cineva din nepoței va merge pe urmele dumneavoastră? Sau vă lăsați la îndemnul inimii? 2 au mers în medicină umană. Un băiat al meu a mers în medicină. Soția lui tot e medic. Adică e o familie de medici. Eu am sperat că cineva o să meargă. Sunt care iubesc pisicile și așa mai departe. Dar și-au ales. Nu am încercat nici cea mai mică să ceva să iei. Da. Ceea ce, dacă omul îl bagi într-un domeniu unde îl mâi lui pe suflet, el toată viața are să chinuie. Cum își petrece timpul liber Dumitru Hovan? Să știți că eu lucrez. Muncent, așa. Da, da, și îmi place să citesc. Ce vă bucură cel mai mult în viață? Ce m-a bucurat? Când am dus un lucru la capăt și l-am dus cu bine. Și acum scriu împreună cu colegii o carte pentru specialiștii noștri. Și lucrez încetişor, așa cât puterile. Cred că undeva peste o lună, două, o scoatem la capăt. Să vă ajute Dumnezeu! Tot cu materialele astea care am făcut. Adică anul am făcut seminare, practic în vreo 20 sau 25 de raioane, nu mai știu câte. Și iată, cu o carte să finalizăm. Ce sfat le-ați dat guvernanților? Nu agravați mai departe situația. Situația poate să... Știți, eu mă gândesc la Yeltsin, cât a fost înțelept. Pentru că nu i-a judecat pe găcat cepiștii ăștia. Ca să nu declanșeze un război civil, care putea să dureze vreo 10 ani, așa cum a durat în anii 20, să ducă
vreo 10-20 de milioane de vieți omenești. Vă imaginați când toate republicile se sparneau, l-a ajuns înțelepciunea ca să nu facă treaba asta. Să nu facă nici guvernanții noștri treaba asta. Pentru că situația e explozibilă. A ajuns cuțitul la os. Sărăcie, lasă să ducă pe la tumb beroane să vadă oamenii cei care... Lasă să ducă lângă gară să vadă toată intelectualitatea, cum își scoate tot din casă și vând acolo pentru o bucățică de pâine. Duceți-vă la copiii cei care dorm în fost hotel național pe acolo și vedeți ce se face. Duceți-vă în sat, în orice sat. Eu am fost și am dormit într-un sat și toată noaptea a urlat un câine. Și mi-a spus, au plecat stăpânii de acasă și el nu, tot timpul urlă și nu poate nimeni să-l oprească. Să vadă cum urlă câinii că au plecat stăpânii. Să vadă satele cele pustii. N-a existat așa. Eu am văzut așa un peisaj când era foame de ceea ce... Și îmi părea că n-a să mai renască niciodată nimic aici. Nu ieșea fum din... Geacul stăteau, se duceau și la mine în sat înmormântau când se aduna 100 de cadavre. N-avea cine să fac rău. Am fost toți entuziasmați în 2009. Credeam că, într-adevăr, eu chiar vorbeam de triumvirat. Erau trei, uite cum se repetă. Triumviratul, au făcut o înțelegere, oamenii au avut curaj, schimbi. Nu-mi imaginam că pot fi atât de, nu știu cum să zic, limitat. Noi trebuie să luptăm cu ignoranța. Și singurul leac de a învinge ignoranța este iluminarea. Noi trebuie memoria să o readucem. Să nu uităm nimic ce s-a întâmplat cu noi și unde am greșit. Să știți că toți oamenii fac greșeli, dar păcatul nu intră acela că fac greșeli. Dar ca fiecare om în parte, de obicei face una și aceeași greșeală. Și asta de acum când se repetă una și aceeași greșeală, este fatal. Adică trebuie să ne gândim care greșeala noastră care o facem și să evităm, să nu repetăm aceeași greșeală, să o facem în continuare. Dar să devenim mai buni. Domnule Dumitru, vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Țin să menționez că aș mai avea nevoie de o emisiune pentru a afla mult mai multe lucruri frumoase de la dumneavoastră, realitatea care ne-ați spus-o, și vă dorim multă sănătate și numai bine. Vă mulțumesc! Sănătate îmi doresc și eu și vă doresc și dumneavoastră. La tot sănătate și speranța nu trebuie să moară. Pentru că au fost multe lucruri care păreau că nu o să schimbi niciodată. Și cum spunea Eminescu, ce e val, ca valul trece. Ăsta este un val. Și valul ăsta va trece. Și noi vom reveni la normalitate. Dragi prieteni, întâlnirea de la ora 8 se încheie aici. Sperăm că timpul petrecut alături de noi a fost o plăcere pentru dumneavoastră. Vă reamintesc că eroul acestei ediții a fost Dumitru Holban, profesor universitar. Ne întâlnim sâmbătă viitoare doar aici la Agro TV Moldova.